O... Mim! Doamne, ce frumos! Ai venit bine? Nu, nu e rău. Doamne, ai pus sămânță. Dă și o ploaie acum. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze pe Mimo Poetul! Aminte, da, pe vremuri, da? Duminică vedeai de... mim, circ, lei, pantere. Și aia era. Și la culcare, că te obișnuiai. Oh, nu! Dramă, nu! Îl omoră pe domnul Balon! Nu vorbim, adică nu vorbești. Salut! Cred că era bun un microfon închis. Îi dădea, ținea ca să vadă lumea că avem. Mie mi-ai plăcut. Și toate efectele speciale pe care le-ai făcut și toată senzația pe care ai dat-o, știu că necesită foarte mulți ani de muncă și că sunt spectaculoase și așa. Acum, cât de fanii li s-au părut lor, îți zic de pe acum că s-ar putea lui Chelu să nu-i fi plăcut. Nu vreau să-ți dezamăgesc. Nu cred că i-a plăcut. Și Mihai, nu știu ce a înțeles. Nu necesită ani de muncă pentru că nu a fost ceva foarte, foarte complicat. Sunt mimi care fac niște chestii, îți iau mințile, efectiv. Și dacă o să vă uitați pe filmare, a avut și o greșeală. Prima dată când a trecut prin jurul valizei, a mișcat și valiza. După care și-a adus aminte și de-abia după aia a ținut valiza fixă și a început să-și miște degetele și se învârte în jurul ei. Dar mă rog, astea sunt amărunte. Eu propun să o lăsăm pe Delia să spună ce gândim noi cu adevărat. Da, Chelu nu-i plac nimic. Chelu nu-i place nimic. E că e ușor, nu e vina ta. Mie îmi plac foarte mult Mimi. Puteai să fii și balerină. Mie îmi plac foarte mult Mimi și știu că un moment de genul ăsta poate să fie foarte, foarte amuzant. Acesta nu a fost foarte amuzant. Nu a fost. Da, asta e amuzant. Da. Cum bă, nu-ți place? De ce nu-ți place, mă? Ăsta dă păr la toată lumea. Ia zi, vrei să te mituiesc? Îți dau niște bani, refă-te că-ți place. Ok. Domnul Chelu?
Sau a spus deja aia ce ai gândit tu? Încercam să-l fac să mimeze ce spun eu. Mimul poet a venit și a mimat actul, a venit, a tras de geamantan, a tras de balon. Nu m-a convins foarte tare. Mi-a plăcut cum a reacționat ulterior la micile mele provocări de 3 lei. Am să-ți crăp capul. De 2 ori. Am să te las fără muncă, am să-ți fur mașina, prietena. Vezi că poate, are nevoie doar de o puțină îndrumare. Păi ce-am făcut, mă, mă? Păi ce-am făcut? Păi acum ne salvăm numărul pe ultima 100 de metri, mă, nene, mă. Ia mimează chestia asta. Cum te numești? Ok, am mimat cum te numești. Da. Spune-i, sunt eu fratele tău vitreg. Hai mă, că nu e așa rău. Bă, și eu care credeam că pleacă acasă, poate între picioarele pregăteam. Ce să-i zicem la băiat, să-l încurajăm? Ce să-i mai zici? Acum ne zice el nou. Ce e ăla? Suflă. Era frică să suflă. Dacă se transformă. Mulțumesc. Acul, te rog. Dă-mi și mie acul. Și cândva am eram aproape spermatozoid. Când te o gândești că eram... Apropie-te. Adu-mi cățelul. Nu. Îmi dai după aia. Dacă îți vrei binele, îmi dai cățelul. Așa e în viață. Ai de făcut o alegere. Păi bune, chiar ai de făcut o alegere, ia. Ce faci în momentul ăsta? Hai că pierdem timpul. Îmi înțepați cadoul meu? E stricat? Să-mi strici? Și un cadou stricat rămâne un cadou. Măcar ai două picioare. Excepțional. M-am prins mai bine. De ce asta a fost? Frate. Aia a fost o chestie foarte bună când a făcut acel switch. Arăt chestie deșteaptă. Și foarte isteț, foarte clever. Și a știut să... Toată faza aia cu ia cățelul, ia acum. Îl dau, nu îl dau, ce să fac? Uite mă că n-am nevoie de nimeni. Momentul mi s-a pă... Ia, jumătate de câini. A fost o plăcere. Delia colectează foarte multe obiecte, primește cadouri, primește ciocolată, primește de mâncare, primește atenție, primește aplauze, iar noi... Nu primim nimic, niciodată. Da, am primit un cățel pe care l-a spart. Dacă mai aducea un câine, îl spărgeam și pe ăla. N-aveam ac, îl spărgeam în din. Te rog frumos să-mi dai acul înapoi. Nu, că cine știe ce mai înțep. Ia. Un ac nu poți să primești la emisiunea asta. Mimează tristețea. Era să mă păcălești, dar nu m-ai păcălit. Și Delie vulpe. A fost primul mim din acest show care mi-a plăcut. Și eram așa... Nu știu de ce.